Când auzim numele Antonio Stradivarius, ne gândim la acele viori fără egal în ce privește rezonanța și sunetul pe care îl oferă. Deși a trăit în urmă cu 300 de ani, viorile făcute de el au aceeași tonalitate și frumusețe nemai întâlnită. Puținele viori care îi mai poartă numele încă, vreo 69 la număr în lume, costă câteva milioane de dolari sau de euro și sunt păstrate în condiții de maximă siguranță, securitate, în diferite muzee, fiind împrumutate unor maestri pentru anumite concerte sau ocazii speciale. Dacă o astfel de vioară ar putea vorbi, ne-ar spune câte ceva despre începuturile ei obscure undeva într-un mâl din portul poluat din Cremona, Italia, unde a locuit Antonio Stradivarius. De-a lungul secolelor, viorile Stradivarius au rămas un mister. De ce un singur lutier a putut face ceva ce nimeni altcineva nu mai reușise? Există o teorie care afirmă că Stradivarius a luat cea mai mare parte a lemnului pe care l-a folosit pentru instrumentele sale din golful poluat chiar din apropierea casei sale. Lemnul acesta zăcuse îmbibat ani de zile. Un lemn folosit de-a lungul secolelor pentru confecționarea vâslelor, a corăbiilor sau a altor unelte necesare comerțului pe mare. Fărâmat și abandonat în golf, lemnul a căzut victimă carilor care trăiau în apa aceea poluată. Cercetările făcute asupra lemnului folosit pentru viorile Stradivarius arată că acei cari au scobit celulele lemnului, lăsând doar infrastructura sa. Acele scobituri au fost transformate din spații goale, lipsite de orice valoare, în adevărate catedrale ale sunetului. Bucăți de lemn, fără nici o valoare, complet distruse și bune de aruncat, au fost transformate în unelte încântătoare ale sufletului. Cu această imagine în minte, vă invit să ne apropiem de textul care ne stă înainte astăzi. De pilda celor doi datornici. Dar fiindcă nu putem decupa din peisaj și din experiența în care este rostită de Hristos, vă invit să urmăriți împreună cu mine în Luca 7, de la 36 la 50. Un fariseu, atenție, a rugat, a invitat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu parfum mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei, le săruta mult și le ungea cu parfum. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și a zis: Simone, am să spun ceva. Spune, învățătorule, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul îi era dator cu 500 de lei, celălalt cu 50 de lei. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, te rog, care din ei îl va iubi mai mult? Simon a răspuns: socotesc că acela căruia ierta mai mult. Iisus i-a zis: drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie
Și a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta? Să nu te superi pe mine. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu parfum de nișă. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce tăiau cu el la masă au început să zică între ei, cine este, cine se crede și acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Povestea cu tâl de astăzi este inserată în mijlocul unui eveniment obișnuit din viața de zi cu zi. Prin urmare, lecția parabolei nu poate fi asimilată fără țesătura complicată a situației de față. Încercați să vă imaginați cam ce se întâmplă. Ai un eveniment în familie sau o masă cu invitați unul și unul pe sprânceană și dă buzna o persoană dubioasă, cu un cu totul alt dress code, care în loc să-și vadă de treabă, se bagă în seamă și dă peste cap, deturnează toată buna desfășurare a evenimentului. Cum te-ai simți să fii gazda? Nu cred că ți-ar fi convenit. Și iată că îi introduce la cea de-a doua propoziție din narațiunea de astăzi și apare cu așa forță încât ne dă peste cap. Nimeni nu-și mai aduce ce s-a întâmplat înainte de punctul acela, dar nimeni nu poate uita ce urmează să se întâmple din punctul acesta. Iată poate prima lecție prin care suntem introduși în parabola de astăzi. Surpriza, șocul, imprevizibilul e cel mai precis test de comportament. În momentul în care ești luat pe nepregătite, pe nepusă masa, atunci reacțiile noastre ies în formă pură la suprafață. Se exprimă, pot fi apucate, pot fi monitorizate. Așa cum tensiunea acumulată e punctul de fierbere în parabola judecătorului nedrept cu femeia văduvă care vine și îl zăpăcește în fiecare zi prin prezența ei, tot așa reacția într-o situație neașteptată este ceea ce ne scanează în ziua de astăzi. O prietenă ne povestea despre o experiență trăită într-un mijloc de transport în comun în Cluj-Napoca. La un moment dat s-au urcat doi tineri, doi adolescenți cu câte un skateboard în brațe și cum stăteau cu spatele, unul dintre ei a avut tatuat o cifră. 1968 și în apropiere niște mâini împreunate ca pentru rugăciune. Un cetățean turmentat, care era în preajmă suficient de aproape ca să vadă, a început discuția. Ce înseamnă anul acesta? Îi o dată importantă a cuiva din familie. Dar mâinile? Un simplu simbol. Cum? Un simplu simbol? Tu nu crezi în Dumnezeu? Hey, audiența, oamenii care erau, toate poveștile au căzut în plan secundar, toată lumea era atentă la acest bâz, la această descindere neașteptată cu privire la subiect. Hey, ceea ce e șocant e că la un moment dat niște tineri au intrat în discuție și au avut o reacție atât de violentă, aproape să sară la bătaie, au început să-l facă satanist și în toate felurile. Un băiat care a aterizat acolo și care a avut necazuri și probleme în viață. Ei, situația asta arată că, practic, neprevăzutul, situațiile pe care nu le putem prevedea, sunt cele care scot cel mai bine la iveală ce se întâmplă în viața noastră. Și am putea merge mai departe spunând că reacțiile noastre sunt cel mai bun indiciu cu privire la convingerile și atitudinile
care ne posedă. Reacțiile sunt lucru, dar întotdeauna reacțiile au la bază ceva care declanșează, care fac să erupă anumite reacții în situațiile neprevăzute, neprogramate. Reacțiile noastre au întotdeauna la bază atitudini și convingeri sedimentate. Ați remarcat că nu folosesc cuvântul înrădăcinate, fiindcă e cu un cuvânt care presupune conștientizare, că îți înțelegi rădăcinile, trecutul, lucrurile care te influențează. Sedimentate se referă la o zonă din asta de confuzie, în care sunt o grămadă de lucruri care vin peste noi, dar de multe ori nici măcar nu conștientizăm de ce sau cum reacționăm într-o anumită situație. Cel mai bun exemplu, gândiți-vă la o situație obișnuită în care cineva face o remarcă absolut normală și celălalt reacționează într-un mod care șochează toată audiența. Și lucrul acesta efectiv te pune pe gânduri. Cum o observație inocentă poate să declanșeze o astfel de reacție în celălalt? Observație, este vorba de un decalaj, de o discrepanță greu de apreciat și de explicat. Tocmai de aceea, surprinderea în act a propriilor reacții este un mijloc de a ne înțelege mai bine pe noi înșine. În momentul în care se întâmplă așa ceva și măcar ai realizat că atitudinea ta a fost un pic ieșită în decor, probabil cel mai bun lucru pe care îl poți face e să te întrebi de ce am reacționat în felul acesta. Ce buton sensibil a fost atins că m-a făcut să am o reacție atât de disproporționată? Observați, asta presupune o educație minimală de a învăța să povestim cu noi înșine despre stările și lucrurile care ni se întâmplă. Plus, și aici e cheia, onestitatea de a recunoaște atunci când am exagerat, atunci când am sărit calul. Reacția lui Simon este cât se poate de clară, chiar dacă încă, atenție, neexprimată. Și aș vrea să fac o subliniere. Stările astea sunt cel mai greu de cuantificat și de preluat. Fiindcă îs acolo și n-ai curajul să te exprimi. N-ai curajul să spui, să reacționezi. Și de-aia e mult mai greu ca să te înțelegi pe tine însuți. Hristos însă îl ajută în această situație interesantă. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și a zis: dacă omul acesta ar fi un proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Păi, orice persoană din încăpere avea habar ce fel de femeie este cea care intrase acolo. Înseamnă că problema lui Simon este de felul în care Hristos arată că se comportă față de femeia care pășește în lăuntru. Aștepta probabil să o respingă. Și prin faptul că îi dă voie să se atingă de el, creează scandalul și circul din această situație. Aici intră în lucru pilda de azi care ne scanează și ne citește pe fiecare dintre noi. Într-o tensiune pe care o puteai tăia cu cuțitul, parabola face țăndăr tăcerea fragilă care ne învăluie chiar și pe noi. Simone, hai să spun ceva. Spune, învățătorule, a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 500 de lei, celălalt cu 50 de lei. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, au hotărât să ierte și pe unul și pe celălalt. Spune-mi, te rog, care îl va iubi mai mult? Elementul central din acest peisaj este reacția lui Simon versus reacția Mântuitorului. Dacă reacția instinctivă a omului moral este să judece, să arate cu degetul, imboldul inexplicabil al celui iertat este gratitudinea. Reacția lui Simon este de o factură, reacția femeii este de cu tot o altă factură. Care e reacția predominantă, impulsul caracteristic pentru mine? Judecata
sau gratitudinea. Atunci când mă gândesc la viața mea, care-i impulsul care mă însoțește, frecvent, oarecum previzibil, tendința de a judeca sau tendința de a fi recunoscător pentru ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea? Nu cred că ne putem imagina ceva mai șocant. În mijlocul unei întâlniri exclusiviste de bărbați teologi să apară o femeie cu o îmbrăcăminte aiurea care își desface părul și se atinge de picioarele unui rabin. Detalii de felul acesta n-aveau cum să scape atenției. Genul de femeie, îmbrăcămintea de ochiată, părul despletit, atingerea, sărutul, conotațiile erotice, involuntare. Nu știu cum vă imaginați voi scena de față, dar un comentator cred că surprinde admirabil scena de față. Citez. Căderea accidentală a lacrimilor pe picior declanșează o reacție în lanț. Neavând nimic la îndemână pentru a îndepărta lacrimile ofensatoare, femeia își folosește părul despletit. Apropierea creată duce mai departe la efuziunea plină de gratitudine prin sărutul picioarelor care tocmai au fost curățate de colbul călătoriei într-un mod nebănuit și neintenționat. Și ungerea cu parfum, care era destinată feței, este rezervată acum acelei părți cu care femeia se afla în contact. Observați, nici măcar nu îndrăznește să se ridice în picioare, să fie față în față cu Hristos. Ce gest șocant, uluitor! Poate merită amintit, sunt cam trei scene pe paginile Evangheliei și unii se întreabă dacă nu există cumva o confuzie între textul acesta și cel care se întâmplă în Săptămâna Mare, în casa lui Simon Leprosul. Sunt două situații diferite. Probabil că ceea ce se întâmplă pe parcursul lucrării publice a lui Hristos are cumva o influență, un imbold și în alte situații. Dar scena aceasta este absolut uluitoare și tulburătoare. Nici că puteai găsi un tablou mai dezechilibrat. Contrastul, diferențierea, polarizarea e oglinda în care suntem invitați să ne privim fiecare. Unul era fariseu, cealaltă prostituată. El un sfânt, ea o păcătoasă. Simon, atenție, distant, femeia afectuoasă. Fariseul neglijent, păcătoasa intențională. Unul judecă, cealaltă plânge. El indiferent, ea extravagantă. Din punctul meu de vedere, intensitatea maximă e atinsă odată ce Hristos îi adresează lui Simon o întrebare. Vezi tu, femeia aceasta, care este un răspuns direct la observația precedentă când a văzut lucrul acesta, Simon, fariseul care îl poftise. Ce vedem noi atunci când uităm la alții? Ce vede Hristos când se uită la noi? Atitudinile și convingerile noastre sunt atât de importante deoarece prescriu percepția pe care o avem asupra realității. Atitudinile și convingerile ne direcționează să vedem lumea, să avem un anumit orizont, să vedem ceva în anumiți oameni și să nu vedem alte lucruri în viața lor. De acolo pleacă totul, de la atitudini, de la convingeri. În timp ce reacția lui Simon este, cum îi dă voie să se atingă de el? Întrebarea lui Iisus este, hei, cine-i gazda de fapt? Apoi s-a întors spre femeie și a zis, vezi tu femeia aceasta, să nu te superi pe mine. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei și lista continuă. Paralela intențională de onestitate pe care Hristos o face între cei doi protagoniști care apar acolo. Despre ce vorbim? Cred că provocarea cea mai mare pe care o trăim expunându-ne aceste relatări este aceasta. Cât
de îndatorați ne vedem noi față de Dumnezeu. Aș vrea să vă avertizez, pilda ne întinde o capcană și te întreabă, tu în ce categorie te vezi? Ne vedem în categoria aceea în care Hristos ne-a iertat ceva neglijabil? Observați, întrebarea care străbate adevărata spiritualitate și vibrația centrală a religiei creștine, cât de îndatorat, cât de mult mi-a iertat mie Dumnezeu și cât de bine pot să văd lucrul acesta în clipa de față. Cred că întâlnim aici un raport asemănător celui dintre fiul risipitor și fratele mai mare. Un autor român a făcut o observație extraordinară cu privire la această parabolă a celor doi fii, Silviu Mann. El spunea, risipitorul câștigă lupta pe care mai întâi o pierde, neroditorul pierde lupta prin neprezentare. Unul pierde lupta, câștigă lupta pe care mai întâi o pierde, celălalt pierde lupta prin neprezentare. Observați ce poate să facă mișcarea inerțială, faptul că vii la o biserică fără să ai momente de repaus în care să te oprești, să te întrebi, să ai anumite întrebări, zbateri, să-L cauți în vreun fel pe Dumnezeu. Observați unde te duce și riscurile care există și de o parte și de alta. Despre proscriși și oameni cu minți vorbește și textul acesta. Știu că pentru cei care venim din mediul Evangheliei există ceva care ne irită în acest text. Pentru că a iubit mult. Ce vrea să spună Hristos? Iată ce vrea să spună. Iubirea nu-i condiția pentru a fi iertat, ci dovada că ai avut parte de ea. Asta vrea să spună Hristos. A iubit mult? Uite-o! Simone, așa știe ea să își arate afecțiunea, iubirea, recunoștința pentru ceea ce a adus Dumnezeu în viața ei. Cu siguranță iertarea a avut loc înainte de momentul de față, iar femeia și-a arătat afecțiunea așa cum a știut ea mai bine. Fiind vorba atât de un parfum atât de scump, fie femeia în cauză era extrem de bogată, fie face un sacrificiu absolut uriaș. Pur și simplu nu-i pasă. Și vreau să fac o observație aici care pentru mine este uluitoare. Această femeie o ia înaintea Mântuitorului atât în umilitatea prin care îi spală picioarele cu lacrimile ei, ceea ce Hristos va face în Joia Mare, cât și prin gestul de risipă până la ultima picătură. Femeia o ia înaintea Mântuitorului. Nu știu dacă realizați ce a trezit în Hristos momentul acesta. Gestul necugetat, dacă vreți să-i spuneți, al femeii în relația cu El și cu cei care erau de față. Unul dintre oamenii care e foarte greu să-i încadrez în a-i desfășura gândirea și vastitatea este Augustin, fără îndoială. Cu toate acestea, Hannah Arendt, unii poate știți, și-a făcut teza de doctorat pe conceptul de iubire la Sfântul Augustin. Incredibil ce temă și-a ales. Și ea surprinde că, de fapt, iubirea e tema care te ghidează și care te ajută să înțelegi toată frământarea de o viață. În viața destrăbălată pe care a avut-o, toate iubirile, rănile, durerile pe care le-a purtat în suflet o viață, sunt vindecate în momentul în care înțelege și se întâlnește cu iubirea care îi schimbă viața și care îl transformă din temelii. Și Augustin și Hannah Arendt surprinde că, de fapt, totul se poate încadra în cele două forme de iubire care există în această lume. Cupiditas, iubirea față de lume, și caritas, iubirea de Dumnezeu. Rădăcina tuturor relelor este cupiditas, rădăcina tot binele este caritas. Sau, întorcând lucrurile spre zona pozitivă, când această regulă se aplică lui Dumnezeu, pierd toate viciile.
Când se aplică iubirii de aproapele, dispar toate fără de legile. Și o vorbă memorabilă pe care Augustin a lăsat-o este aceasta. Fiecare este după cum e iubirea. Cupidita se referă la apropierea obsesivă de materie, de lucruri, pofta, dorința, care are în spate, spune Augustin, frica de moarte. Frica că ești luat prin surprindere și deposedat. Caritasul este cea care depășește frica de moarte. Întâlnește iubirea lui Dumnezeu, speranța în dumnezeirii, a veșniciei, care descinde în viața noastră și ne ajută să ne reconfigurăm, să ne detașăm, să trăim pe alte coordonate în viața asta pe care Dumnezeu ne-o dă. Cam asta se întâmplă și cu femeia din textul de față și prezintă adevăratul miracol creștin pe care orice om ar trebui să-l trăiască atunci când gustă iertarea lui Dumnezeu. Dacă aruncăm o privire să vedem unde a plasat Luca această relatare, vom observa că se înscrie într-o suită de gesturi încărcate de compasiune. La începutul capitolului 7 din Luca, față de un ofițer roman, un străin, un păgân, față de o văduvă din Nain, față de categoriile lovite de soartă, așa cum aude Ioan Botezătorul din temniță, și acum față de o prostituată. Parabola celor doi datornici, din punctul meu de vedere, sondează câteva lucruri. Iată care sunt lucrurile prin care ne scanează și astăzi. Reacțiile? Cum reacționăm noi în neprevăzut? Cât de normale sau exagerate ne sunt gesturile? Lucrul acesta n-ar trebui să ne sperie atât de mult, dar să fie ok ca să putem pătrunde mai în profunzime. Care ne sunt atitudinile? Ce stă la bază? Ce dictează? Ce fel de credințe influențează felul în care operez? Felul în care mă comport în viața de fiecare zi? Mai departe, percepția. Ce văd? Cum îi văd pe ceilalți, pe cei din jurul meu? Al patrulea aspect este coeficientul de îndatorare. Cât de îndatorat, de recunoscător mă simt în fața lui Dumnezeu. Și mai este încă un aspect foarte important pe care îl voi aborda la final. Transferul. Ori de câte ori are loc o astfel de lucrare, se întâmplă ceva între noi oamenii, în reacțiile, în interacțiunile acestea. Mai este ceva care ne agață la final. Apoi, a zis femeii, iertate îți sunt păcatele. Cei ce ședeau la masă au început să zică între ei, hei, cine este, cine se crede și acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, se uită la ea în fața tuturor și o reabilitează. Credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Elementul scandalos pentru Simon e cum de-i dă voie să se atingă de el. Ceea ce aștepta gazda, poate era un gest simplu prin care să-și retragă picioarele, comunicându-i femeii tacit că nu-i momentul cel mai potrivit. Sau să-i spună răspicat, să-l lase în pace, să-și vadă de treabă, să aștepte eventual. Dar Iisus nu o face. Dimpotrivă, lipsa de reacție a lui Iisus și faptul că ia apărarea femeii deschis în acest context este mai mult decât putea îndura orice bărbat care se afla în acea încăpere. Cred că un cuvânt care a fost evacuat din vorbirea și mentalul nostru este cuvântul a pângări. A murdări, a infecta, a întina sau a profana. Există două registre din care îl putem recupera. Pata de pe pantalon sau de pe un accesoriu de piele valoros, care poate sau care uneori nu mai poate fi ștearsă și te afectează atât de mult încât te poate duce să renunți la acel accesoriu. Celălalt cuvânt, mai important, vine din medicină. Se referă la microbul care aduce contagiune.
Simon, împreună cu ceilalți teologi, sunt scandalizați că Iisus îi dă voie prostituatei să se atingă de el. Iisus, pe de altă parte, îi restaurează femeii demnitatea în văzut tuturor. Exact asta e problema. Că dacă se atinge de el, îl va afecta în sens negativ. Ideea de bază este că fiecare din noi transferă fie dispreț și judecată, fie acceptare și speranță vindecătoare celor din jurul nostru. Ăsta e adevăratul transfer care se întâmplă în orice interacțiune umană. Și lucrul acesta are o forță devastatoare pentru că m-a ajutat să găsesc o nouă definiție a cuvântului sfânt. A fi sfânt, un om sfânt este cel care trezește în alții dorința și speranța vindecării. Asta face Hristos cu această femeie. Asta ar fi trebuit să facă acei teologi cu această femeie. Întrebarea e, ce facem noi în interacțiunile noastre? Cum trezim în ceilalți dorința și speranța vindecării? O butadă cunoscută legată de felul în care trebuie să ne trăim viața înaintea lui Dumnezeu sună în felul următor. Fraților, ce să facem? Și cineva a zis, faceți ceea ce a făcut Dumnezeu, deveniți oameni. Pentru mine toată spiritualitatea se transpune în acest gest în care devenim oameni, ajutându-i pe ceilalți să-și conștientizeze, să-și regăsească viețile și să regăsească speranța mântuitoare. Că Dumnezeu este lângă ei, indiferent ce s-ar întâmpla. A fi sfânt înseamnă să devii om, să-ți împlinești cu adevărat umanitatea pe care Dumnezeu ți-a dăruit-o. Așadar, iată întrebările pe care nu le putem evita. Cum reacționăm? Care sunt convingerile și atitudinile care dictează acele reacții? Ce vedem când privim în jurul nostru? 4. Cât de îndatorați ne vedem noi? Este o întrebare pregătitoare pentru cina de duminică, pentru frângerea pâinii. Și întrebare foarte importantă pentru cei care ne considerăm că suntem într-o relație cu Dumnezeu. Oare transferăm dispreț și distanțare sau acceptare și speranță întremătoare? Dacă ar fi să adun tot mesajul într-un singur gând, este gândul de la final. Gratitudinea și iubirea pe care le respirăm sunt măsura reală a credinței noastre. Putem spune, putem învăța, putem zice ce vrem noi. Testul final, măsura adevărată, este gratitudinea și iubirea pe care le respirăm în mod natural. Deci, cum arată credința noastră? Ca mai toate parabolele lui Iisus, și aceasta are un final deschis. Ne spune ce a făcut femeia, însă ne ține în suspans cu privire la ceea ce va face poate Simon, omul religios și drept. O femeie păcătoasă este capabilă de atâta recunoștință pură și o generozitate ieșită din comun. Oare cum stau lucrurile pentru noi, cei cu minți și morali? Haideți să închidem ochii pentru rugăciune. Între respectul plin de prudență arătat de Simon și afecțiunea extravagantă a femeii, pe unde ne situăm noi? El bărbat, ea femeie, un fariseu și o prostituată. El gazdă, ea străină, unul stătea la masă, ea
la picioare. El discuta, ea plângea. El vorbea, ea nu scotea o vorbă, doar acționa. Dar amândoi erau datori vânduți. Întrebarea nu este dacă această femeie a fost iertată, ci dacă Simon va recunoaște că are nevoie de iertare. Și câtă recunoștință și afecțiune va genera această iertare. Să nu aveți impresia că aceste femei a fost tot una să apară între acești bărbați, conștientă de felul în care ar putea fi privită sau etichetată. Nu era prima oară oricum. Însă atunci când intri în legătură cu ceea ce contează, părerea celorlalți nu te mai afectează. Poveste cu tâl care ne scanează reacțiile, atitudinile, percepția, coeficientul de îndatorare și transferul. Bucăți de lemn fără nicio valoare, complet distruse, bune de aruncat, pot fi transformate în instrumente încântătoare ale sufletului.